Salutare și bine v-am găsit în Pisieria, eu sunt Mihail și astăzi vă spun cum puteți intra în BIOS chiar și atunci când calculatorul vostru refuză să facă chestia asta, dacă apăsați tasta delete sau orice altă tastă de boot. De ce se întâmplă chestia asta? Păi se întâmplă în general pe plăcile de bază moderne, pe plăcile de bază cu BIOS-uri UEFI. E o chestie care este cumva legată de fast boot, dar se poate întâmpla și fără fast boot activat. Din dorința de a porni mai repede sistemul de operare rectă Windows, producătorii de plăci de bază scot anumite chestii de la boot și printre ele este și abilitatea de a intra în BIOS, dar puteți să rezolvați foarte simplu chestia asta spunând din Windows calculatorului să intre în BIOS. Este cumva ciudat, dar o să vă explic imediat ce și cum. Deschideți aplicația Settings, eu deja am deschis-o, și mergeți la Update and Security, după care mergeți la Recovery și după ce mergeți la Recovery apăsați aici pe Advanced Startup, mai jos scrie Restart Now. Start up your PC from a device such as a USB or a DVD. Change your PC firmware settings. Asta este chestia, da? PC's firmware settings. Este BIOS-ul. Asta este BIOS-ul, firmware settings. Click pe Restart Now. Aici. Nu dați turn off your PC, nu dați use the device, dați troubleshoot. Apoi, nu reset this PC, pentru că nu vreți să resetați calculatorul. Advanced options. Și de aici, UEFI firmware settings. Și după aceea dați restart. În momentul de față calculatorul se va restarta și teoretic ar trebui să plece direct în BIOS. Hai să vedem. Și uitați-vă, suntem în BIOS. Cam așa se intră în BIOS. Este destul de simplu, nu e nimic foarte complicat, trebuie doar să aveți această opțiune. Această opțiune este doar pe calculatoarele care au Windows 10 instalat în modul UEFI. Pe calculatoarele care au instalat Windows-ul în mod Legacy, dacă nu aveți această opțiune și totuși nu puteți intra în BIOS, soluția ar fi să scoateți bateria de BIOS sau să scoateți bateria de BIOS. Asta ar fi cealaltă opțiune. Este varianta hard, asta este varianta soft. Se poate face și prin software și prin hardware. Cam asta a fost. Eu am fost Mihail. Sper că a fost destul de explicit tutorialul. Sper că ați înțeles. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc un Crăciun fericit. La revedere!